Nintendo Switch Lite este încă cea mai ieftină consolă pe care o poți cumpăra în ziua de astăzi, undeva aproximativ 200 de euro. Ei bine, în clipul ăsta vei afla tot ce trebuie să știi despre consola asta. Salut jucătorilor, sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. Astăzi în Arena avem Nintendo Switch și Nintendo Switch Lite, pentru că nu poți să vorbești despre Nintendo Switch Lite fără să ai referință Nintendo Switch. Clipul ăsta o să fie destul de lung, așa că l-am marcat corespunzător să puteți sări direct unde vă interesează. Dar vă spun din start, dacă vă permiteți, după părerea mea, Nintendo Switch este o consolă puțin mai capabilă și veți vedea pe parcursul clipului și de ce spun asta. Dar din punct de vedere tehnic, ca și performanță în jocuri, aceste console sunt identice, au același chipset, aceeași memorie RAM, aceeași memorie internă, singura diferență este faptul că Nintendo Switch varianta normală ține bateria puțin mai mult decât pe Nintendo Switch Lite, pentru că are o baterie puțin mai mare. În primul rând, atenție, cea mai importantă informație. Dacă îți cumperi Nintendo Switch sau Nintendo Switch Lite, cumpără-ți direct și o folie de sticlă. Îți garantez că o să zgârii ecranul în prima zi dacă nu-ți cumperi o folie din asta de sticlă. Îmi pare rău că Nintendo nu a inclus direct un ecran de sticlă. Ecranul de pe Nintendo Switch este de plastic, motiv pentru care se zgârie foarte ușor. Așa că nu te zgârci și ia-ți direct o folie de sticlă. Nu recomand foliile de plastic pentru că foliile de plastic strică calitatea imaginii din câte am observat eu. Folia de sticlă este mult mai plăcută dacă trebuie să o ștergi de amprente și așa mai departe, se șterge mult mai ușor și chiar protejează ecranul mult mai bine. Dacă cumperi un Nintendo Switch Lite, singurul accesoriu pe care îl primești este încărcătorul. Este exact același încărcător ca la Nintendo Switch. Să discutăm rapid despre consolă. E bine, în partea din față avem un ecran touchscreen de 5,5 inch, un ecran mai mic decât la Nintendo Switch. Butoanele pe consola asta folosesc acea membrană, adică atunci când apeși pe buton, nu auzi acel click. Chestia asta îmi place foarte mult comparativ cu Nintendo Switch, unde ai acele click-uri când apeși. Asta înseamnă că Switch Lite va fi mai silențios și îmi place foarte mult pentru că pot să folosesc consola asta și în pat lângă cineva care doarme, de exemplu. Butoane speciale care sunt doar la Nintendo, avem plus minus și butonul de home aici și aici avem un buton de screenshot. Restul cred că e clar ce fac. Pe laterale avem aceste butoane ca pe orice controller. Ce pot să spun că acest buton este un buton simplu, nu este un buton analog, adică nu suportă nivele de presiune, e pur și simplu apăsat sau nu. Mi-ar fi plăcut ca butonul ăsta să fie analog pentru jocurile de curse, dar asta e viața, merge și așa. Mai departe aici avem butonul de pornire, butonul de volum, aici este grila pe unde se evacuează aerul cald, dar nu este evacuat așa de mult aer cald, îmi place foarte mult că această consolă este foarte silențioasă și ventilatorul abia că funcționează. Portul de căști, jack de 3,5 mm și aici este cum ar veni slotul pentru jocuri. Așa cum ai pe o consolă normală un CD-ul cu joc, pe Nintendo Switch ai un card cu jocuri. Cardul se introduce pur și simplu aici și vei putea să te joci. Materialul este foarte fain, este un material mat, deci nu vei vedea foarte multe amprente pe spate. În partea de jos avem aceste guri de intrare pentru aer, mențineți-le întotdeauna libere ca să poată sistemul să respire, să-i spunem așa. Aerul este tras pe aici și ventilat prin partea de sus. În partea de jos avem două difuzoare și portul de încărcare USB tip C. Și aici jos în colț avem slotul pentru cardul microSD. E bine, de ce avem nevoie de un card microSD? Memoria internă a acestei console este doar 32 de GB, din care cred că vreo 24 de GB sunt disponibili utilizatorului, restul e ocupat cu sistemul de operare și din cauza asta ai nevoie de un card de memorie în cazul în care vrei să cumperi jocurile digital. Eu am toate jocurile cumpărate digital, în afară de Ring Fit Adventure, pentru că Ring Fit Adventure este un joc de sport care nu vine în variantă digitală, pentru că trebuie să vină și cu un accesoriu special. Dar toate celelalte jocuri eu le-am cumpărat și le-am salvat pe un card. Le-am cumpărat direct din magazinul Nintendo pe internet. Dacă vreți să vedeți cât de mari sunt jocurile pe consola asta, am făcut un clip special în care am arătat care sunt cam cele mai mari jocuri care le-am eu pe consolă. Cam aceasta este diferența de mărime între cele două console. Dar să intrăm pe site la Nintendo. Dacă intrați pe nintendo.com/switch/compare, puteți să ajungeți pe acest site unde vedeți exact comparația în toate detaliile. În primul rând avem diferența de preț, bineînțeles. Consola Switch Lite costă cu 100 de euro mai puțin decât consola Switch normală. Mai departe, modurile în care poți să te joci. Pe consola normală poți să te joci pe televizor, poți să desfaci standul și să pui consola pe masă și să te joci cu câte un Joy-Con, adică poți să te joci în doi jucători pe aceeași consolă.
și bineînțeles poți să te joci și în modul portabil. E bine, pe Nintendo Switch Lite, cel puțin așa cum îl cumperi direct, poți să te joci doar în acel mod portabil, adică nu poți să te joci în doi. Dar mai multe despre chestia asta puțin mai târziu, pentru că veți vedea, poți să cumperi Joy-Con-uri și să le conectezi și pe Switch Lite. Mai departe avem compatibilitatea cu jocuri, pe Switch bineînțeles merg toate jocurile, pe Switch Lite nu vor funcționa jocurile care au nevoie de Joy-Con-uri, pentru că după cum vedeți mai jos, Nintendo Switch Lite nu vine cu Joy-Con-uri. Bineînțeles cu Switch normal avem un dock prin care conectăm consola la televizor, pe Switch Lite nu avem acel dock. Mai departe dimensiunile, bineînțeles consola Switch normală este mai mare decât Switch Lite și aici aș putea spune că îmi place mai mult în modul portabil Switch Lite pentru că este mai confortabil să te joci dacă vrei să te joci mai mult timp. Bineînțeles că Switch Lite este o consolă mai ușoară, așa că să cântărim rapid consolele. Switch normal are 414 grame, pe când Switch Lite are doar 282 de grame. Diferența asta de greutate se simte foarte mult dacă te joci pentru un timp îndelungat. După cum puteți vedea clar, ecranul este mai mic, avem un ecran de 6,2 inch pe Nintendo Switch și un ecran de 5,5 inch pe Nintendo Switch Lite. Ambele sunt touchscreen. Mai departe, bateria. Ei bine, Nintendo Switch vine în două variante. Varianta care a apărut în 2016, unde aveam o baterie de la 2,5 ore în Zelda până la 6,5 ore într-un joc care consumă mult mai puțină energie, dar pe varianta care o am eu aici, am cumpărat-ul anul ăsta, putem să avem între 4,5 ore, de exemplu, pe Zelda și 9 ore pentru un joc care nu consumă atât de multă baterie. Pe Switch Lite avem o baterie între 3 ore și 7 ore, adică 3 ore poți să te joci pe Zelda și 7 ore poți să te joci pe un joc care consumă mai puțin energie. Mai departe ni se spune aici că vei putea să vezi în magazin, pe cutie, pe jocuri, dacă jocul este compatibil sau nu cu Switch Lite. Hai să discutăm puțin și detaliile tehnice. Ei bine, ca și procesor și placă video, avem un chip custom de la Nvidia care se numește Tegra. Ca și memorie avem 32 de GB de memorie internă, dar după cum puteți vedea aici, după ce avem sistemul de operare și diferite salvări, mie mi-au mai rămas vreo 22,3 GB. În partea asta putem să vedem cardul microSD și după cum puteți vedea aici pe site la Nintendo, ni se spune că putem utiliza cardul până la 2 TB. Ei bine, pe Switch normal eu am un card de 1 TB. Nu știam că Switch suportă cardul până la 2 TB. Cel puțin încă nu am văzut carduri de 2 TB pe piață. Mai departe, bineînțeles, consola are wireless și are și Bluetooth și NFC. Ei bine, Bluetooth-ul nu-l puteți folosi pentru căști audio. Mi-ar place foarte mult să putem avea căști Bluetooth pe consolele astea și asta este principalul lucru care vreau să fie schimbat cu noua consolă Switch dacă va fi lansată la anul. Dar acest Bluetooth se folosește pentru conectarea diferitelor controlere. NFC este pentru figurinele de la Nintendo care poți să le cumperi și să le așezi aici pe acest stick și în felul ăsta vei primi anumite bonusuri în joc. Pe Switch Lite, bineînțeles, portul USB tip C este folosit doar pentru încărcare, pentru că nu avem semnal video. În consolă avem, bineînțeles, și acești senzori, un accelerometru și un giroscop. Asta înseamnă dacă vrei să țintești mai precis, de exemplu, poți să miști consola și consola va reacționa. La fel ca un controller de PlayStation 4, de exemplu. Avem o baterie lithium-ion cu o capacitate de 3570 mAh. Și uite, se pare că bateria, de fapt, pentru Zelda ar ține până pe la 4 ore. Ei bine, dacă ți-ai și o baterie externă și ai un cablu USB tip C, pur și simplu poți să dublezi sau triplezi durata de viață a bateriei pe o astfel de consolă. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore și asta se întâmplă atunci când consola este în modul de sleep. Durata asta de încărcare este destul de mare comparativ cu dispozitivele moderne. Sper din nou pe noile Switch să avem o durată de încărcare mai redusă. Însă faptul că durează 3 ore până se încarcă bateria, asta înseamnă că bateria este mai protejată și va fi ca nouă pentru mai mult timp. Pe Nintendo Switch vechi pe care l-am avut, chiar după 3 ani de utilizare, bateria cred că a suferit doar 5% pierderi. Ei bine, asta a fost comparația detaliată între Switch și Switch Lite, dar dacă trebuie să rămâneți cu ceva, Nintendo Switch este o consolă puțin mai mare, ține bateria mai mult la ultima revizie, poți să folosești un televizor, poți să detașezi aceste Joy-Con-uri și poți să te joci în doi, punând consola pe masă.
După părerea mea, singurul avantaj pe care îl are Switch Lite este faptul că e mult mai ușoară, mult mai portabilă. Vedeți și voi, este într-adevăr o consolă foarte solidă, faptul că nu are acele Joy-Con-uri conferă aproape un feeling premium, pentru că aceste Joy-Con-uri în timp nu mai stau chiar așa de bine și se vor mișca puțin. Momentan consola asta este nouă și se simte foarte fain, dar în timp, dacă tu scoți Joy-Con-uri, le pui înapoi și așa mai departe, nu pare foarte stabilă toată treaba asta. Problema principală pentru Switch Lite, nu vei putea niciodată să conectezi consola asta la televizor. Nici acum, nici în viitor, niciodată, pentru că pur și simplu acel port nu transmite semnal video. Dacă nu ai nicio problemă cu chestia asta, da, poți liniștit să-ți cumperi Nintendo Switch Lite. Dar eu zic să te gândești de două ori, pentru că ecranul de pe Switch, după părerea mea, este un ecran puțin mai mare și faptul că poți să joci Zelda pe un televizor este o experiență foarte plăcută. Să trecem mai departe, un lucru foarte important, dacă vrei să te joci cu consola asta online, va trebui să plătești un abonament. Există anumite jocuri excepționale care nu au nevoie de abonament, precum Fortnite. Fortnite, Battle Royale și modul creativ, poți să te joci pe consola asta fără niciun abonament, pentru că totul rulează prin serverele de la Epic. Dar majoritatea jocurilor în multiplayer necesită un abonament. Eu când mi-am făcut abonamentul a fost vreo 23 de euro pe un an. După părerea mea nu este foarte mult, dar trebuie de avut în vedere pentru că dacă vrei să te joci în multiplayer, o să te coste 23 de euro anual. Prețul ăsta se poate chiar și schimba. Mai departe, dacă ai ambele console, Nintendo Switch și Nintendo Switch Lite, așa cum am eu, da? Unde pe Nintendo Switch mă joc acasă, pe televizor și atunci când merg undeva iau Nintendo Switch Lite pentru că este mai ușor, mai portabil, este mai ok să te joci mai mult timp în mână. Dacă mi-am luat abonamentul ăsta de online, toate salvările sunt în cloud. Până acum a fost o problemă destul de mare pentru că jocul nu se descărca automat pe consola cealaltă și trebuia să mă amintesc de fiecare dată ce jocuri vreau să mă joc atunci când plec undeva cu Nintendo Switch și să descarc salvările manual pe consola asta. E bine, acum de câteva luni am văzut că a venit un update și în sfârșit se sincronizează automat salvările. Asta înseamnă că eu închid jocul pe Nintendo Switch, se încarcă în cloud și automat Nintendo Switch Lite descarcă salvarea, astfel încât atunci când mă duc să mă joc undeva unde nu am acces la internet, voi avea direct toate salvările pe această consolă. Asta este un lucru esențial de știut, mai ales dacă vrei să ai ambele console, așa cum am eu. Pentru că altfel vei avea salvări diferite pe fiecare consolă și nu cred că ți-ar place să începi un joc pe fiecare consolă să ai salvări diferite. Mai departe să discutăm despre jocuri și vă voi arăta toate jocurile pe care le am eu pentru Nintendo Switch. Vi le arăt pe consola normală pentru că pe consola normală am un card de 1 TB. Pe consola Switch Lite nu am putut să descarc toate jocurile, am un card de doar vreo 400 de GB și acolo am jocurile cele mai importante. Dar după cum puteți vedea aici pe ecran, există foarte multe jocuri, începând de la jocuri mici până la jocuri mari, precum Doom, precum Skyrim, precum Witcher 3 și, bineînțeles, cel mai important joc, jocul pentru care am cumpărat sistemul ăsta, este Zelda Breath of the Wild. Am pus acum un filtru ca să vedem jocurile pe care le-am jucat eu cel mai mult pe consola asta. După cum spuneam, consola asta am luat-o mai recent, de asta poate nu se vede aici că Zelda ar fi cel mai mare joc pe care l-am jucat. M-am jucat foarte mult My Time at Portia, VRC 8, Zelda, Grid Autosport, Minimoto Racing, Ring Fit Adventure, Mario Kart 8, Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ia uite aici, ci că m-am jucat Fortnite, deși nu m-am jucat așa mult, dar da, m-am jucat și Fortnite, Oceanhorn, Crisis Remastered, V-Rally 4. Să vedem acum cum rulează câteva jocuri pe consola asta și voi începe cu Need for Speed Remastered. Eu sunt mare pasionat de jocuri cu mașini, așa că veți vedea foarte multe jocuri cu mașini în clipurile de pe canalul ăsta. Știu că toată lumea este interesată de Fortnite, așa că dacă vreți să vedeți cum rulează Fortnite, am făcut un clip, îl găsiți la mine pe canal. Clipul este cu Nintendo Switch, dar la fel de bine va rula și pe Nintendo Switch Lite.
Deși consola asta este foarte faină, trebuie să vă dați seama că există o limitare. Consola asta nu este cea mai performantă consolă din lume, așa că foarte multe jocuri vor rula doar în 30 FPS. După cum puteți vedea, Need for Speed rulează în 30 FPS, dar este un frame rate constant, este foarte jucabil din punctul meu de vedere. Și pe deasupra chiar arată impresionant. Gândește-te că arată mult mai bine decât orice joc de pe un dispozitiv mobil. Mai departe să încercăm Zelda, pentru că ăsta este motivul pentru care mi-am luat Switch în primul rând. Un lucru pe care vreau să-l menționez, întotdeauna jocurile făcute de Nintendo vor rula perfect pe consola asta. Uitați-vă cât de fain se vede Zelda. Da, pur și simplu rulează excepțional. Bineînțeles, rulează la 30 FPS, dar nu poți să-ți dai seama. Pur și simplu, când te joci pe consola asta, jocurile de la Nintendo, nu te mai gândești că rulează la 30 FPS sau 60 FPS sau așa mai departe, pentru că totul merge foarte perfect. Însă alte jocuri, precum Crysis sau precum Doom, vor fi jocuri care se vor vedea puțin mai pixelat, pentru că jocurile alea duc la limită capabilitățile acestui sistem. Așa că să nu vă așteptați că o să ruleze aici cele mai noi jocuri ale momentului. Nu o să vedeți niciodată Cyberpunk 2077 să fie lansat pe consola asta. Ați văzut cât de greu merg jocurile alea pe consola Xbox One X sau pe alte console. Deși consola asta este foarte capabilă, o grămadă de jocuri vor lipsi de pe Nintendo. Deși avem jocuri precum The Witcher sau Crysis sau Doom, asta nu înseamnă că toți producătorii vor lansa jocurile pe sistemul ăsta. Asta este unul dintre marile neajunsuri. De exemplu, nu ai aici GTA V. Deși poate consola ar putea să ruleze GTA V cu niște setări foarte slabe, să-i spunem așa, Rockstar încă nu a portat jocul. Universul Zelda este un univers fantastic, jocul rulează excepțional, iar asta este recomandarea mea principală dacă ții un Nintendo Switch. Cel mai cumpărat joc de pe Nintendo Switch este totuși Mario Kart 8 Deluxe și, după părerea mea, pe bună dreptate, pentru că este un joc foarte fain, mai ales atunci când vrei să joci cu mai multe persoane. Jocul ăsta este optimizat atât de fain, uitați-vă aici cât de fain se văd toate lucrurile. Ecranul fiind doar de 5,5 inch cu o rezoluție de 720p, totul arată impecabil pe consola asta. Și pot să zic că rămâi impresionat când vezi o consolă atât de mică să aibă o grafică atât de faină și jocul ăsta rulează în 60 FPS, ceea ce este și mai extraordinar. Jocul ăsta, deși l-am jucat foarte mult, știu toate zonele și așa mai departe, îmi face de fiecare dată plăcere să-l joc din nou. Fiecare zonă este inspirată din universul Nintendo, precum tot felul de zone de la Mario, dar și zone din Zelda și alte jocuri de la Nintendo. Aș putea să fac ore întregi în care să arăt cum rulează jocurile pe consola asta, dar în general majoritatea jocurilor rulează foarte bine. Singura problemă este să fie jocul disponibil. Înainte să cumpărați consola asta, gândiți-vă ce jocuri vreți să vă jucați și căutați să vedeți dacă există jocuri. Printre jocurile mai populare, pot să vă spun din start, Fortnite rulează foarte bine, FIFA rulează foarte bine, avem VRC 8 și Grid pentru jocuri cu mașini, Need for Speed, Hot Pursuit Remaster, din nou un joc foarte fain cu mașini, un joc care îmi place de asemenea foarte mult și avem două versiuni aici, este Farming Simulator și avem până și Crysis, Doom, Witcher 3, Skyrim, da, sunt o grămadă de jocuri care poți să le joci pe consola asta. Eu am cumpărat până acum cam vreo 180 de jocuri, sunt sigur că nu o să reușesc să prezint toate jocurile pe care le-am cumpărat pe canalul ăsta, dar majoritatea jocurilor, cele mai bune dintre ele cel puțin, voi încerca să le prezint cât de curând pe canal. Următorul punct, dacă vrei să folosești Joy-Con-ul pe consola asta, poți să folosești. Aici sunt niște Joy-Con-uri, nu sunt de la Nintendo, dar de ce le recomand pe astea? Pentru că au aici un port de încărcare USB tip C. Fiecare Joy-Con poți să-l încarci, vine cu un cablu care are două mufe și poți să încarci cu un cablu ambele Joy-Con-uri în același timp. Dacă cumperi Joy-Con-urile de la Nintendo, ele se încarcă în Nintendo Switch și vedeți că aici nu ai niciun port de încărcare, așa că dacă tu ai decât consola Switch Lite, nu ai unde să încarci Joy-Con-urile de la Nintendo. De asta vă recomand mai degrabă luați niște Joy-Con-uri așa. Dacă chiar vreți să mergeți cu Joy-Con-urile de la Nintendo pe Nintendo Switch Lite, puteți să cumpărați separat și accesorii unde poți să încarci Joy-Con-ul de la Nintendo Switch. Ca și baterie externă, vă recomand ceva care să aibă minimum Quick Charge 3 sau Power Delivery. Orice Power Delivery este binevenit.
Eu am foarte multe baterii externe pentru că mă pasionează așa ceva, dar vă arăt aici, de exemplu, o baterie pe care am dat 20 de euro și vedeți aici că are power delivery 45W. E bine, încărcătorul de la Nintendo Switch este undeva pe la 36W. Această baterie având 45W înseamnă că poate furniza fără probleme energia necesară ca această consolă să se încarce la viteza maximă de încărcare. Ca să folosim power delivery ar trebui să folosim portul ăsta, dar pentru demonstrație vă arăt cu un USB normal cum funcționează, pentru că majoritatea dintre voi probabil veți cumpăra o baterie cu un USB normal. Pur și simplu un cablu îl conectăm în baterie, portul USB-C îl conectăm în consolă și putem vedea că a început încărcarea. Aici, dacă avem cu verde și acel simbol, înseamnă că bateria se încarcă. Puteți să vă jucați pe console în timp ce bateria se încarcă, nu este nicio problemă, dar din nou aveți nevoie de o baterie destul de puternică ca să încarce această consolă în timp ce te joci. Dacă bateria ta nu este foarte puternică, în cel mai rău caz va scădea bateria de pe consolă, dar foarte, foarte încet în timp ce te joci. Alte accesorii în afară de Joy-Con-uri ar putea să fie o carcasă, o husă de protecție. Eu folosesc această husă de protecție și ce îmi place, când pui consola, ai aici niște mânere și poți să o ții mai ușor în mână. Este destul de solidă și vine și cu o chestie din asta care poți să o pui peste ecran în față și protejează ecranul de zgârieturi. Chestia asta este foarte compactă și nu deranjează deloc la portabilitatea consolei. Dacă vreți ceva mai clasic, există și huse din astea cu fermoar și majoritatea au înăuntru și un slot unde poți să pui jocurile dacă tu vrei să cumperi jocurile fizic și nu digital. Ei bine, eu am tăiat acel slot pentru jocuri pentru că eu cumpăr toate jocurile digital. Husa asta este dintr-un material foarte fain și este de la compania TomTok. Ce-mi place în mod special este faptul că avem aceste locuri speciale ca să nu deranjeze stick-urile de la controller. Ei bine, eu sper că am acoperit tot ce se putea spune despre consola asta. În final, părerea mea despre consolă. Mie îmi place foarte mult Nintendo Switch. Este consola mea preferată și dacă sunteți abonat la mine pe canal, ați văzut că am o grămadă de console, dar totuși consola asta este consola mea preferată pentru că este atât de portabilă. În mod special Nintendo Switch Lite este o consolă extraordinară pentru că e atât de portabilă. Dar dacă ar fi să aleg doar una dintre Switch și Switch Lite, aș alege bineînțeles Nintendo Switch. Nintendo Switch poți să o conectezi chiar cu un monitor portabil și cu o baterie și mă poți juca pe un ecran de 15 inch sau 17 inch oriunde. Dar dacă ai ochii foarte buni și nu te deranjează un ecran de 5,5 inch, Nintendo Switch Lite rămâne o alternativă foarte faină ca să poți să te joci toate jocurile din librăria Nintendo. Și ca să închei, nu știu dacă știați, dar Nintendo Switch s-a vândut de vreo 2 ani de zile mult mai bine decât Xbox și PlayStation, pentru că pur și simplu este o consolă mult mai accesibilă. Și în final vă spun și recomandările mele pentru jocurile care trebuie să le ai pe consola asta. Dacă ar fi să aleg doar câteva jocuri pe care să le am pe consola asta, acestea ar fi Zelda, Mario Odyssey, Mario Kart 8, Animal Crossing. Astea sunt jocurile de la Nintendo care mi se par cele mai bune. VRC 8, V-Rally 4, Grid Autosport, Need for Speed Hot Pursuit Remastered și un joc cu care poți să petreci foarte mult timp, Farming Simulator, dar varianta 2017. Ca și shootere recomand Fortnite și Doom. Doom rulează foarte ok. Jocuri de explorat lumea și o grămadă de misiuni și așa mai departe avem Skyrim și Witcher 3. Și las lista deschisă, cei dintre voi care aveți deja Nintendo Switch, scrieți-mi mai jos care sunt jocurile voastre preferate pe consola asta. Nu uitați că răspund la toată lumea în secțiunea de comentarii, cel puțin în măsura stocului disponibil, să-i spunem așa. Canalul ăsta s-ar putea să crească mai repede decât mă așteptam, dar până data viitoare, toate cele bune!